bine ați venit sau revenit pe canalul meu! În videoclipul de astăzi o să gătim ceva rapid împreună cu doar 30 de lei! Acestea sunt ingredientele pe care le vom folosi, toate au fost cumpărate de la Lidl. Am uitat să pun în această filmare și ketchupul cu care vom unge foietajul, însă veți vedea acest lucru pe parcurs. Menționez că din aceste ingrediente vom face două foietaje. Cum v-am zis, vom felia șunca, după care o vom tăia cubulețe. O să desfac și foietajele, însă momentan le-am pus pe calorifer la dezghețat. O să sparg oul în acest bol. Iar acum o să iau o furculiță și o să-l amestec bine cu sare și puțină verdeață. Pentru că foietajul nu s-a dezghețat destul, îl mai pun puțin la microunde. Și aici îl pup pe prietenul meu pentru că am vrut să părem cool pe internet. Deși în general Adis nu prea gătește, ăsta e lucru pe care îi place să-l facă pentru că e foarte ușor, durează doar 15 minute, iar apoi punem totul în cuptor și îl mai ținem vreo 20 minute la cuptor până e gata. Așa e, Adis? Da, da. Începem prin a unge foietajul cu ketchup, chiar nu are nicio importanță ce fel de ketchup este. Să fiți foarte atenți să fie bine uns pe colțuri. Acum vom adăuga cașcavalul și ne asigurăm că acesta este pus bine peste tot. Bam! Lăsând gluma la o parte, chiar adăugăm cașcavalul peste tot. Iar acum o să adăugăm șunca, tot așa, la fel peste tot. Domnul Adis încă este în rol. Nu știu cum vede, ceva de ochelari aceia. Observați, totul se prepară foarte, foarte rapid. Și mai adăugăm puțină verdeață. Acum o să încercăm să rulăm foietajul destul de strâns. O să ne ajutăm de acest plastic, de fapt, folie de la el. Și o să facem asta până ajungem la final. Bine ar fi ca să încercați pe margine să nu puneți neapărat atâtea ingrediente, că altfel o să iasă din el sau o să se rupă momentul în care îl tăiem. Cam așa arată el rulat. Acum o să ungem foietajul cu oul peste tot. Fiți foarte atenți ca acestea să fie uns chiar peste tot, nu doar așa superficial. Și bineînțeles să nu uităm să-l întoarcem pe fiecare parte. Începem prin a felia foietajul. De obicei îl feliez astfel încât o bucată să aibă grosimea două degete, aproximativ. Iar apoi adaug fiecare bucățică în tavă. Bineînțeles că în tavă am pus o hârtie de copt. Puteți pune și altceva sau puteți să nu puneți. Reîncălzim cuptorul la 180 de grade. Ventilația o setez ca aceasta să vină de jos și de sus. Și așteptăm ca acestea să se încălzească. După ce cuptorul este încălzit, vom adăuga tava cu foietajele și o vom lăsa să stea în cuptor aproximativ 15 minute, iar apoi mâncăm. Între timp ne-am apucat să pregătim și al doilea foietaj. Vorbește prea mult că el nu e artist, el nu e youtuber, dar și n-are rolul de a dezbucătaru, că dacă ar primi un rol, poate ar vorbi și el mai mult. Și eu am zis că, adică eu am zis să-l facem mai subțire, dar el nu, că-l face mai gros. Uitați-vă cât de gros e ăsta și cum arată. Vezi să-l ții când îl tai, că altfel se desface. Invers. Asta e a lui și asta e a meu. Vai, Adis, asta aici e comand de pe Ali și asta aici ți ajunge. Hai totuși că numai primul post așa rău, să nu exagerăm, asta arată mai bine. Înainte să băgăm foietajele în cuptor, le mai ungem cu puțină cremă de ou. Cremă. Așa puțin cât de cât pentru aromă. Și apoi le băgăm în cuptor și am terminat treaba. Așa arată foietajele, miros foarte, foarte bine.
Acestea sunt cele făcute de mine, iar acestea sunt cele făcute de Adis. E puțină diferență, însă nu contează, gustul este la fel. Aceasta a fost mâncarea pe care noi am gătit-o astăzi. Este o mâncare foarte rapidă de făcut la micul dejun pentru duminică sau chiar și la o cină când aveți musafiri așa pe ultimul moment. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să dați un like, share și un subscribe și ne vedem data viitoare. Bye!